Cu toții ne-am așteptat ca ședința extraordinară de azi a Consiliului Județean să fie lipsită de certuri și ridicări ale tonului din partea unor consilieri, numai că nu a fost să fie așa. Spiritul Crăciunului nu a fost în sala de ședințe, așa că lucrările s-au desfășurat ca de obicei. Punctul care a iscat cele mai multe controverse a fost cel legat de prelungirea perioadei de implementare a unui proiect european de modernizare a infrastructurii dintre Giurgiu și Ruse. Și în acest caz, la fel ca alte trei proiecte europene ale Consiliului Județean, lucrările nu s-au terminat la timp, așa că vor fi continuate cu banii Consiliului Județean și nu cu cei europeni, așa cum ar fi fost normal. Per total, pentru aceste proiecte, Consiliul Județean va trebui să plătească aproximativ 11 milioane de euro. Pentru cele patru proiecte există clauze penalizatoare pentru firmele care nu și-au asumat să termine lucrarea până la sfârșitul anului și n-au făcut-o. 2. În ce constă acele clauze penalizatoare dacă există? 3. Cine demarează operațiunea ca să-i tragem la răspundere? 4. Este adevărat că din acest moment, de la 1 ianuarie, toate lucrările vor fi finalizate pe banii giurgiuvenilor? 5. Este adevărat estimarea mea că pentru cele 3 proiecte pe care noi le-am votat în necunoștință de cauză pe 8 decembrie, paguba e aproximativ 10 milioane de euro și pentru proiectul de acum e 1 milion? Și spun pagubă, la modul că scoatem din buzunar niște bani pe care ar fi trebuit să nu-i scoatem din buzunar și să-i folosim la alte proiecte. Dacă a fost acest termen stipulat, de ce nu a fost respectat? De ce este necesar? Da, în documentația de atribuire s-au prevăzut clauze clare, doamne, dacă nu respecti proiectul, cine plătește lucrarea în final? Pentru că nu e foarte simplu, aprobăm acum, într-adevăr, că trebuie să termine proiectul, da? Dar Turcul plătește, nu? Președintele Consiliului Județean Vasile Mustățea a expus pe larg motivele pentru care Giurgiu pierde bani europeni și plătește din buzunarul propriu. Printre acestea, intrarea în insolvență a firmelor care au câștigat licitația, nerespectarea clauzelor contractuale sau greșeli de proiectare. Să știți că atât eu, cât și salariații, funcționarii din Consiliul Județean, am făcut nenumărate întâlniri cu constructorii, nenumărate grafice cu ei, am făcut tot ce ne-a stat în putință să se termine aceste lucruri. Dar trebuie să vă mai spun un lucru. Nu de mult am primit de la președintele Uniunii Consiliilor Județene din România un document prin care s-a dat la cunoștință că această situație este vasi generală în toată țara, nu numai la Giurgiu, și chiar la proiectele pe bugetul de stat, pe minister, ne-a cerut toate proiectele din județ, nu numai ale noastre, în vederea elaborării unei documentații, atât către Guvernul României, cât și către Uniunea Europeană. Deși proiectul pentru care Consiliul Județean va scoate circa 1 milion de euro din buzunar a întrunit votul majorității, la fel ca și celelalte 3 aprobate în ședința din 8 decembrie, rămâne de văzut dacă aceste milioane de euro vor fi cheltuite așa cum se cuvine și dacă lucrările vor fi terminate la timp, adică înainte de campania electorală din 2016.